la sfârșitul lunii noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și cei Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea DICOT Constanța, au depistat în flagrant delict 5 bărbați, despre care existau date că urmează să plaseze droguri de risc pe piața ilicită din Constanța. Aceștia sunt din județele Gorj și Constanța și au vârste cuprinse între 23 și 61 de ani. Acțiunea de prindere în flagrant a celor 5 persoane s-a finalizat într-o parcare din municipiul București, asupra acestora fiind găsită cantitatea de 651,9 grame de cannabis și 3,5 grame de hașiș, drogurile fiind aduse din Italia. Pe numele suspecților au fost emise mandate de arestare preventivă, iar pe 21 decembrie instanța a decis, la solicitarea procurorilor, prelungirea mandatelor. De asemenea, au fost respinse ca nefondate cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu cea arestului la domiciliu sau controlului judiciar. Cei 5 suspecți au contestat decizia magistraților la Curtea de Apel Constanța, numai că instanța le-a respins contestațiile ca nefondate. Contestatarii au obligația și la plata sumei de câte 350 de lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat.